Vă salut. Am cumpărat o pompă pentru stropit de la Energo și vreau să-i fac o despachetare. Am luat-o pentru că aia veche a decedat. O chinezărie proastă. I s-a rupt aici mânerul ăsta cu care pompam. Nu știam de ce nu mai merge și abia într-un târziu mi-am dat seama că i s-a rupt tija aia de acționare a pompei. Așa că am luat unul nou. Cam așa arată cutia. Arată aici pe cutia asta la ce ar putea să fie folosit. Da, asta știm și noi. 16 litri. Deci 16 litri. Văd că acolo pe cutie mi-arată că ar avea mai multe feluri de duze. Chiar sunt curios să văd dacă le are pe toate în cutie. Nu știu așa mărci de calitate pentru pulverizatoarele astea. Am luat și eu una care mi s-a părut mie a fi mai drăguță ca aspect. Hai să o despachetăm. Deci asta este lancia. Da, plastic. Deci asta este pulverizatorul. E mai mare decât ăsta care l-am avut până acum. Ăsta e de 12 litri. Se văd acolo. Am în două diferența dintre ele. Deci ăsta e de 16, ăsta e de 12. Eu îl preferam mai mult pe ăla de 12, că e un pic mai ușor. Ăsta de 16 e un pic cam mare. Nu am la ce să-l folosesc așa de mare, dar nu am găsit altceva. Capacul de umplere. Da. Să vedem ce accesorii sunt înăuntru, dar uite, sunt aici mai multe tipuri de duză pentru diverse necesități de stropire. Are unul cu 2, mai e unul așa cu 4 găuri. O să le probez eu să văd fiecare cum stropesc. Asta iară în altfel. Asta cred că dă un jet așa mai linie, să zic. Niște garnituri, accesorii. Da, deci strecurătoarea pentru impurități. Văd că are ceva lichid înăuntru, cred că e condens, nimic altceva. Și vedem
lancia asta, deci tot din plastic, la fel ca și cealaltă care s-a stricat. Nu pare așa foarte solidă, dar important e să funcționeze corect. Aici o chestie care trebuie dată la locul ei. Să vin aici în inelul ăsta albu. Și până vine chestia asta și se înfiletează aici, cam așa. Bineînțeles că o să mi-o reglez eu la poziție. Nu prea îmi place sistemul ăsta de prindere cu cârligele astea. Mă enervează foarte tare. La cea veche făcusem eu o improvizație, bine, o porcărie. Prinsesem șnurul ăsta, cureaua o prinsesem de corpul pulverizatorului. Bine, făcusem o porcărie aici, dar mă puteam folosi mai bine. O să văd eu. Cam așa arată. O să-l montez și îi fac și o probă cu niște apă, cu ceva, să vedem cum pompează. Foarte bună pompița, funcționează destul de bine, are o presiune bună. Am folosit duza care era montată deja, o să le probez și pe celelalte, sunt curios să văd ce stil de jet au. Eu sunt mulțumit de ea, mi-ar fi plăcut una la 12 litri, v-am spus. Uite, pe aici se pare că mai curge câte un pic de... Poate nu e ăsta strâns foarte bine. Deocamdată este apă. Bine, că asta n-ar fi cea mai mare problemă. Astea se mai reglează. Uite, văd că curge și din partea asta puțin. N-ar fi asta cea mai mare problemă. Eu vreau să-mi fac treaba cu ea deocamdată. Mai am de stropit
contra dăunătorilor, ciupercilor, dat cu erbicid în unele locuri și la cât am dat pe ea, dacă îmi fac treaba cu ea vreo 2 ani și a scos banii, în orice caz, eu vreau să-mi cumpăr una din aceea electrică. Am văzut un model frumos de la Pandora, parcă, dar cred că sunt și alte mărci care produc. Ar fi mult mai confortabil. E pe acumulatori și nu mai dai la manivelă. Deci, asta e pompița mea deocamdată, pulverizatorul meu. Îmi fac treaba cu el și sper să mă țină, v-am spus, măcar un 2 ani de zile. În orice caz, investiția nu a fost foarte mare. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc mult spor la treburi.